Ok, primul modul este o introducere în tehnologiile de virtualizare de la Microsoft. Deci, ca și agenda, în primul rând o trecere în revista a conceptelor de private cloud, apoi a tehnologiilor de virtualizare de la Microsoft. Pe urmă vom discuta despre noile funcționalități din Hyper-V în Windows Server 2012 și voi încerca să fac demonstrații cu partea de Hyper-V, deci discutând standalone, deci pe un host standalone. Mai întâi, ce e acela private cloud? Sau haide să o luăm treptat, ce e acela un cloud? Idei? Deci cine se oferă? Nu? Nu spune nimeni? Haideți că ați spus la curs săptămâna trecută. Un concept de marketing. Până la urmă asta e. Deci e un alt nume dat unor tehnologii pe care le aveam deja, cum ar fi partea de virtualizare, cum ar fi partea de management pentru platforme de virtualizare. Și practic, prin cloud încercăm să abstractizăm resursele care sunt deci într-o anumită rețea, resurse fizice, și să putem oferi resurse virtuale. Și de asemenea, de obicei aceste resurse sunt situate undeva, nu știm unde, deci într-un data center la distanță, și noi le accesăm printr-o rețea. Avem aici o imagine așa sugestivă și jos este definiția de pe Wikipedia. Respectiv, cloud computing este utilizarea de resurse de calcul, hardware și software, care sunt disponibile de obicei într-o locație remote și care sunt accesate peste o rețea, în mod tipic internet. Eu, mă rog, deci nu pot să ofer o explicație mai bună, deci o să o acceptăm pe aceasta. Acum, revenind la tema prezentării noastre, ce e acela un private cloud, și ați spus bine, și eu am subliniat acolo marketing term, deci mai numit internal cloud sau corporate cloud. Deci este o arhitectură proprietară, adică deținută de o anumită organizație și care oferă servicii unui număr limitat de utilizatori în spatele unui firewall, adică în rețeaua proprie. Aici, practic, diferența fundamentală față de un public cloud sau de un cloud în general este faptul că avem control complet asupra infrastructurii. Deci noi deținem infrastructura de private cloud și noi controlăm totul pe ea. O altă caracteristică tipică serviciilor de tip cloud e orientarea pe servicii și o să discutăm imediat și despre asta. În esență, administratorii de data center vor deveni furnizori de servicii pentru clienții lor din interiorul organizației. Aici aveți alte categorii de cloud, așa cum sunt clasificate diversi vendori. Un public cloud este de obicei o infrastructură publică, deci care este folosită de mai multe companii, persoane, organizații în comun. Și organizația care oferă aceste servicii se numește de obicei service provider. O variație a acestui tip de cloud este un community cloud, care nu e public pentru toată lumea, ci este doar între câteva organizații care au hotărât să pună mâna de la mână și să-și facă un cloud, deci o infrastructură care să ofere astfel de servicii, dar accesul este limitat doar la membrii acelor organizații care participă în comun la această infrastructură. Un cloud hibrid este o combinație între două sau mai multe tipuri de cloud. În esență ar fi, obiectivul lui este să ofere flexibilitate în alocarea resurselor, adică dacă eu am un private cloud în organizație și nu mai am capacitate, să pot să fac offload temporar și la într-un cloud public sau community, respectiv să am flexibilitate în alocarea de resurse suplimentare. Iar despre private cloud am vorbit deja, deci este intern unei organizații. Hai să facem acum diferența ce ar însemna, în primul rând, ca deosebire între un data center tipic și un private cloud. Ce are în plus acest private cloud este private cloud și nu infrastructură de virtualizare obișnuită? Păi,
Un data center de obicei este folosit pentru a consolida resursele, este gestionat unitar și centralizat, de obicei include și virtualizare și faptul că totul este centralizat și controlat ne dă de obicei și eficiență din punct de vedere costuri, dar nu neapărat, depinde cât de bine este gestionat. În plus față de asta, dacă mai adăugăm o serie de atribute, cum ar fi resurse folosite în comun, asta înseamnă că toți clienții, beneficiarii acestui infrastructură de virtualizare, partajează resurse. Și astea sunt resurse de calcul, deci procesoare, memorie, storage, rețea, și le folosesc la comun, dar în același timp există și o oarece izolare între aceste resurse ca să nu se certe unii cu ceilalți. Avem automatizare, în special la partea de provisioning de mașini virtuale, pentru că în mod normal un private cloud include virtualizare și partea de provisioning este destul de costisitoare ca efort și atunci trebuie să avem automatizare în această direcție. O altă caracteristică importantă este self-service, respectiv clienții, beneficiarii infrastructurii respective trebuie să se servească singuri, adică accesează o interfață web de obicei și de acolo poate să-și creeze mașini virtuale sau servicii pe bază de template-uri. De asemenea, infrastructura este elastică, adică acomodează cu ușurință creșteri de, în ceea ce privește cerințele. Adică, de exemplu, dacă unul dintre clienții de business vine și zice mai vreau 10 mașini virtuale, infrastructura ar trebui să acomodeze acest lucru. Aici există și o paranteză, de obicei se face un soi de overbooking, adică administratorii de data center promit mai multe resurse decât au ei de fapt. Adică atunci când alocă resurse, ei pot să spună, ok, îți dau, uite, 10 mașini virtuale, atâta storage, atâta RAM și așa mai departe. Și dacă stai și aduni resursele alocate la diversi clienți, îți dă de câteva ori resursele din data center, ceea ce nu e foarte ok. Dar în momentul în care toată lumea vine și cere, atunci administratorul de data center se duce să mai cumpere servere, storage, ce are el nevoie ca să acomodeze cererea. Sau face offload în public cloud, temporar, ca să acomodeze cererea de resurse. Asta, în general, e o treabă bazată pe faptul că tu pornești de la premisa că nu vor fi folosite în proporție de 100% toate resursele alocate. Dacă tu îi dai 4 giga de RAM, nu înseamnă că o să fie 3,98 giga folosiți tot timpul pe mașina respectivă. Dacă tu îi aloci 100 de giga de spațiu, nu înseamnă că o să aibă 97,8 giga ocupați tot timpul. Și atunci poți să faci supraalocarea resurselor, mai ales pe memorie, pe putere de procesare mai greu și pe storage. Și ai... Că de obicei îți cer o mașină mai mult decât am nevoie. Exact. Nu am luat din cazul. Exact. Și ei îți cer ceva care de obicei nu e exact ce au ei nevoie. În medie, un studiu făcut de Forrester acum vreo 4 ani arăta că serverele, un server obișnuit, care poate să fie server web, DNS, whatever, sunt folosite cam în proporție de 17%. Și asta e și motivul principal din spatele utilizării virtualizării, că are sens să consolidezi, să aduci 2, 3, 4 servere pe mașină fizică și să nu ajungi totuși la 100% încărcare pe acel hardware fizic. Însă multă lume spune, măi, iau că cine știe s-ar putea să existe spike-uri, s-ar putea să am la un moment dat nevoie de acele resurse și vreau să le am. Și atunci cer mai mult decât am nevoie. Platforma de virtualizare folosită în spate aici vine și te ajută prin tehnologiile pe care le folosește pentru a-ți permite supraalocarea asta de resurse. Gen la hard disk-uri să fie dynamically expanding, la memorie să aibă cum are Hyper-V Dynamic Memory și așa mai departe. Ok, mulțumesc. Și la discuri și la... Impactul de performanță ideal e aici să fie minim sau insesizabil. Deci atâta timp cât tu cu o facilitate care să-ți dea, știu eu, Dynamic Memory. Dynamic Memory ca și feature e gândit ca fiind un feature de gen set it and forget it. L-ai pus acolo, știi că își face treaba, balansează el automat resursele, eventual după niște tweaks pe care tu le-ai făcut. Dacă o anumită mașină virtuală vrei să aibă prioritate mai mare în alocarea memoriei, te joci cu memory weight din setările mașinii.
Și atunci, dacă la un moment dat va fi un resource shortage pe sistemul gazdă, acea mașină care tu i-ai acordat prioritate mai mare va merge în continuare, fiindcă îi se va aloca tot ramul de care are nevoie. La fel pe partea de hard disk-uri, într-adevăr, cu Dynamically Expanding Hard Disks, cei drept în ultima versiune sunt ca și performanță de I.O. Up to par cu cele fixed. Problema apare în momentul, spre exemplu, în momentul în care ai zeci de mașini virtuale care folosesc același storage pentru a ține VHD-urile respective, VHD-uri care sunt dynamically expanding, fiindcă apare inevitabil partea de fragmentare. La un moment dat unul crește și mai scrie unde găsește liber, crește alt hard disk, pune unde are și el spațiu și tot așa. Și în timp, dacă nu faci un pic de defragment pe acolo, dacă poți, vei avea probleme din simplu fapt că datele sunt împrăștiate. Când faci fixed allocation, atunci ai din start biții de acolo până acolo pe storage și doar aia sunt folosiți. Însă impactul de performanță e gândit să fie sub 1-2%. Pentru că asta pentru că am întâlnit un caz concret, de exemplu, la o parte de memorie, când aveam un SQL instalat pe o mașină virtuală și era s-a văzut clar o... SQL-ul ca și workload e un workload atipic. De ce? În momentul în care tu pornești SQL-ul, fie că e mașină fizică, fie că e mașină virtuală, el va folosi tot RAM-ul disponibil pentru caching. Din start, dacă tu ai 10 giga de RAM, folosește 10 giga. Ai 200 de giga de RAM, va folosi în timp 200 de giga. E o setare manuală în SQL care poate limit să memory. Facă memory cap. Ok, dar în momentul în care mașina virtuală el se pornească de la, nu știu, între 4 și 12 giga, între 12 și 20 de giga. Așa. Dacă îi lași SQL-ul la by default, adică fără se duce la maxim. Folosit tot. Cât? Tot. Tot. Minim cât vei, el începe cu... El începe cu minim. Și în timp ce SQL-ul e folosit, la fiecare query pe care îl faci, el îl pune în cache. Dacă mai are RAM liber și nu are deja acel query în cache, îl va pune pe lângă toate celelalte. Și își mărește acel cache atâta cât îi permite fie memoria RAM disponibilă și el va vedea 12 giga care are disponibil. Dacă tu i-ai dat până maxim 12 giga, el când cere, primește. Și sau până la acel memory cap pe care îl ținem. Asta era întrebarea, dacă, de exemplu, SQL-ul în cazul de față știe să lucreze, nu știu, cu partea de virtualizare cu sistemul de operare astfel încât să zică, mă, ok, am pornit cu 4 giga. SQL-ul... Știe să ceară mai mult până la maximul care a alocat în da. Mașina virtuală? SQL-ul, de fapt, nu-și dă seama că el rulează într-o mașină virtuală. El cere memorie până la maximul cât vede el în mașina virtuală că e setat. Și asta înseamnă că va consuma eventual toată memoria care a fost alocată mașină. Dynamic memory? Da, deci e un workload specific și la fel sunt și aplicații third party care fac pre-caching sau prealocare de memorie la startup. Dacă tu știi că aplicația respectivă îți folosește 2 GB RAM când pornește și are nevoie tot timpul de 2 GB de RAM, așa îți calculezi tu alocarea memoriei pe acea mașină virtuală. Exchange-ul e un alt exemplu și acolo sunt best practices exact cum să virtualizezi anumite roluri din Exchange care sunt suportate și care nu și în ce condiții. Ok, dacă vrei să virtualizezi, știi eu, rolul de mailbox, uite, ai nevoie de specificațiile astea pe mașina virtuală. Ai nevoie de asta, asta și asta. Deci sunt best practices pentru fiecare workload în parte. Ok, deci concluzia ar fi că trebuie să fim foarte atenți la alocarea resurselor. Mulțumesc, Tudi, pentru intervenție. Aș vrea să trag o concluzie la partea asta. Trebuie să are percepția de resurse infinite, respectiv în momentul în care el alocă mașini virtuale, el nu observă resursele fizice, deci nu știe câtă memorie efectiv va fi în serverul ăla, cât storage este efectiv sau nu vede hosturile. Deci, practic, el când alocă acolo pentru o mașină virtuală, cel puțin are impresia că poate aloca oricât. Deci asta ar fi, de fapt, conceptul de elasticitate, așa cum e el gândit aici. Și în sfârșit, un ultim aspect, partea de usage-based. Usage-based înseamnă că plătești ceea ce consumi.
Chestia asta nu neapărat era adevărată la versiunea anterioară, la RTM, pentru că acolo exista conceptul de cota, prin care la crearea mașinilor virtuale consumai un număr de puncte. Acum în SP1 și în Windows Server 2012 Hyper-V avem conceptul de metering, în care poți măsura efectiv cât, ce resurse utilizează o mașină virtuală sau mai multe care rulează pe hosturi, adică din punct de vedere procesor, memorie, storage, rețea, să pot măsura toate aceste lucruri. Și după care să pot genera rapoarte foarte utile în momentul în care ești un service provider care vrea să ofere servicii clienților și vrea să îi taxeze la utilizare, sau chiar și în interiorul organizației când vrei să le spui colegilor cât au consumat din resursele din data center. Ok, deci o infrastructură tipică de data center plus aceste atribute suplimentare ar da un cloud. Acum trebuie să spun că nu toată lumea agrează care sunt aceste atribute. Dacă căutați pe internet, o să găsiți tot așa vreo 50 de atribute diferite, fiecare ce s-a gândit că înseamnă de fapt un cloud. Astea sunt cele mai frecvente și în general cele care sunt agreate și de Microsoft, adică o să le găsiți pe în prezentările Microsoft, dar ce vreau eu să vă spun este că părerile sunt împărțite și că în funcție de ce prezentare o să vedeți, o să vedeți alte atribute pe aici, care toate, bineînțeles, caracterizează un private cloud. Dacă ar fi să facem o comparație și din altă perspectivă, este comparația infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Și în stânga vedeți ce ar însemna IT-ul tradițional, respectiv administratorul din data center gestionează toată stiva, pornind de la partea de rețea, storage, servere, nivelul de virtualizare, sistemul de operare din interiorul mașinii virtuale, middleware, cum ar fi SQL-ul, runtime-uri, cum ar fi .NET Framework, date și aplicații, deci totul este gestionat în întregime de administratorii de data center. Asta înseamnă că pentru orice schimbare sau modificare, utilizatorii de business trebuie să sune la IT. Deci și IT-ul trebuie să facă aceste configurări. Și atunci a venit ideea, dar de ce să nu îi lăsăm noi pe utilizatorii de business să-și facă singur modificările? Și atunci o primă abordare ar fi infrastructure as a service, în care IT-ul spune, uite, dragă utilizator de business, noi îți dăm o mașină virtuală care eventual va avea și sistem de operare în ea, ca să nu te chinui să-l instalezi, dar de acolo te ocupi singur, adică partea de ce este înăuntru mașinii virtuale din punct de vedere roluri și features din Windows, middleware, SQL, alte librării de aplicații, runtime, date, aplicații, toate astea sunt configurate de către utilizatorii de business, să zicem, business unit IT admin, să zicem. Să zicem că aveți un departament în cadrul organizației care se ocupă de partea de aplicații și au nevoie să instaleze aplicații, să le testeze și așa mai departe. Și atunci le dați pur și simplu mașini virtuale cu sistemul de operare instalat. Chestia asta s-ar numi infrastructure as a service. O altă abordare este platform as a service și asta înseamnă că și partea de sistem de operare, middleware și runtime este gestionată de către furnizorul de servicii sau departamentul de IT, iar partea de, doar de aplicații și date este gestionată de către utilizatorul respectiv. Aici avem de asemenea un utilizator care vrea să instaleze aplicații, dar vrea să folosească building blocks, deci blocuri funcționale care să poată să-l ajute la construirea acelor aplicații. Exemplu tipic este Windows Azure, în care aveți acolo partea de SQL Azure, partea de Windows Azure și practic trebuie doar să vă aduceți datele și aplicațiile ca să implementați serviciile pe care le doriți. Și în sfârșit, software as a service, în care avem furnizorul de servicii iarăși se ocupă de gestionarea în întregime a stivei. Exemplu tipic este Office 365, în care utilizatorii sunt doar niște consumatori, accesează serviciile printr-o interfață web sau din clientul de e-mail, sau, deci avem aici SharePoint online, Exchange online, partea de Office online și practic iarăși departamentul de, sau mă rog, furnizorul de servicii se ocupă de partea de gestionarea întregii infrastructuri. Dacă ar fi să poziționăm
să zicem, o infrastructură private cloud pe aceste nivele, ar fi undeva între infrastructure as a service și platform as a service, adică aici. Pentru că o să vedem că în SCVMM putem crea template-uri de mașini virtuale și template-uri de servicii care să poată instala automat sistemul de operare, middleware-ul, runtime, chiar și date și aplicații în interiorul mașinii virtuale. Deci nivelul de control poate să fie, să difere după caz. Aici am încercat să reprezint ce înseamnă de fapt o arhitectură de private cloud din punctul de vedere al, să zicem, soluțiilor de la Microsoft care trebuie folosite. În primul rând, trebuie să avem niște hosturi de virtualizare, Hyper-V, bineînțeles, și care ideal ar fi să le fie într-un cluster și să aibă un storage partajat. De ce? Ca să beneficiem de funcționalități cum ar fi Live Migration. Deși acum la versiunea 2012 nu e musai să avem cluster pentru că avem Share Nothing, Live Migration Storage, Migration VM Replica, deci alte funcționalități care ar putea fi folosite în alte tipuri de scenarii. În orice caz, dacă vrem să avem, de exemplu, migrare live, atunci o să avem nevoie de un cluster. Această infrastructură de virtualizare va fi gestionată de către SCVMM, System Center Virtual Machine Manager, și, de asemenea, pentru a le permite utilizatorilor ca să își creeze propriile mașini virtuale și să le gestioneze, avem nevoie de un portal web. În cazul nostru este App Controller. App Controller oferă o interfață grafică prin care utilizatorii de business se autentifică, își creează mașini virtuale și servicii pe bază de template-uri și după aia și le gestionează. Asta ar însemna, în opinia mea, nu o să găsiți definiția asta pe nicăieri pe la Microsoft, un basic cloud, adică partea de bază, ce trebuie să aveți obligatoriu ca să puteți zice că aveți un private cloud. Dacă vreți să aveți mai multă automatizare, atunci mai trebuie să punem niște componente suplimentare și atunci am mai putea pune, de exemplu, Operation Manager pentru partea de monitorizare, pentru că e foarte important să monitorizăm resursele și să vedem că nu avem probleme, în special, cum povestea tu din mai devreme, dacă folosim partea de Dynamic Memory. Nu vrei să ajungi în situația în care ai 100% utilizare pe Dynamic Memory și intri în swap, pentru că în momentul ăla performanța se duce în jos foarte tare. Și deci Operation Manager e foarte util pentru a monitoriza hosturile, pentru a monitoriza SCVMM-ul propriu-zis, pentru a monitoriza aplicațiile și serviciile care sunt găzduite în partea de cloud. Pentru că Operation Manager poate are acel concept de distributed applications prin care puteți să-i descrieți cum arată aplicațiile dumneavoastră, deci în care să spuneți de fapt ce trebuie să monitorizeze. De asemenea, există o așa numită integrare PRO, Performance and Resource Optimization, care îi permite lui Operation Manager ca în momentul în care detectează o condiție critică și generează un alert de bazat pe informațiile de la infrastructura de virtualizare, să trimită acest alert către SCVMM, iar SCVMM o să facă ceva, de exemplu să mute niște mașini virtuale de pe un host pe altul ca să echilibreze utilizarea resurselor. Un alt produs util, cel puțin la partea de virtualizare, este protecția datelor. Și aici vorbim despre SCDPM, Data Protection Manager, cu ajutorul căruia puteți proteja datele de pe hosturi, deci mașinile virtuale pe de-a întregul, dacă instalați agentul de DPM pe host, și de asemenea puteți instala agentul de DPM și în mașinile virtuale ca să faceți item level data protection și recovery. Respectiv să puteți recupera date din interiorul mașinilor virtuale, baze de date, documente, informații, deci tot ce ar fi acolo. Din punctul ăsta de vedere, DPM-ul se integrează foarte bine cu Hyper-V-ul, folosind Volume Shadow Copy Services, are chiar un mecanism de sincronizare al snapshot-urilor, astfel încât să avem backup-uri sau date protejate consistent. Alte lucruri utile, Orchestrator este un produs de automatizare cu care putem să ne integrăm între platformele de management, deci el are așa numitele Integration Pack cu toate produsele System Center, dar și cu alte platforme third party și în sfârșit
poate să efectueze o serie de task-uri pe fiecare dintre aceste platforme. Deci Orchestrator îmi permite să definesc un proces de automatizare end-to-end, adică, de exemplu, un utilizator face o cerere într-un portal, se duce să fie aprobat, pe urmă se face operația respectivă în SCVMM, de exemplu, să creează o mașină virtuală. Și toate astea definite într-un singur proces care este gestionat de către Orchestrator, deci e foarte util la partea de automatizare de provisioning. Configuration Manager, nu știu dacă neapărat vă trebuie, dar, de exemplu, dacă aveți nevoie de hardware și software inventory, deployment de aplicații, software updates și nu neapărat pentru partea de infrastructură de virtualizare, pentru că acolo SCVMM-ul se descurcă binișor, ci pentru mașinile virtuale care vor sta pe infrastructura de virtualizare, deci să puneți clientul de SCCM în mașinile virtuale. Service Manager e o platformă de service desk care, pe de o parte, permite preluarea incidentelor venite fie de la utilizator, fie colectate automat de Operation Manager. De asemenea, putem gestiona probleme, change request-uri și, de asemenea, partea de service request și service catalog, prin care puteți publica un catalog de servicii oferite, iar utilizatorii vor veni și vor cere aceste servicii, vor face service request. Bineînțeles, putem avea aprobare și provisioning automat, deci putem automatiza partea de cereri și provisioning în infrastructura noastră de virtualizare. Deci, bineînțeles, în stânga avem nevoie și de Active Directory, pentru că toată această infrastructură funcționează în cadrul unui domeniu, iar accesul este autentificat. Deci asta ar fi, dacă vreți, imaginea completă a ce ar însemna un private cloud din punct de vedere al componentelor de la Microsoft. Ok, haideți să facem o scurtă trecere în revista tehnologiilor de virtualizare de la Microsoft, pentru că Hyper-V este numai una dintre ele. Am făcut aici o comparație între partea de virtualizare de sistem de operare, adică Hyper-V, virtualizare de aplicații, adică Application Virtualization, și ca o notă aici, puteți pune pachete ApV în interiorul mașinilor virtuale automat folosind template-uri și o să vedem asta mai târziu. Și de asemenea Presentation Virtualization. Aici eu nu prea sunt de acord cu termenul, că nu știu dacă e chiar virtualizare. Ideea este să redirectezi partea de consolă și deci tastatură, mouse, ecran într-o altă locație. Iar aici, tradițional, am folosit Terminal Services sau cum se numește acum Remote Desktop. Microsoft insistă că asta se numește Presentation Virtualization. Ok, haideți să zicem ca ei. Vedeți aici unde se află, de fapt, nivelele de virtualizare și am reprezentat acolo cu roșu. Deci vedeți că în stânga nivelul de virtualizare este direct peste hardware. Apoi, la Application Virtualization, nivelul de virtualizare ApV este în interiorul sistemului de operare, deci chiar în interiorul unei mașini virtuale ar putea fi, care rulează peste Hyper-V, iar aplicațiile rulează în zone de memorie izolate, sandbox-uri, astfel încât să nu se vadă una cu cealaltă și, de asemenea, îi putem simula și altă versiune de sistem de operare decât cea pe care se află de fapt. Foarte util pentru scenarii de compatibilizare de aplicații, când aplicația nu rulează pe cele mai noi versiuni de sisteme de operare. Și, în sfârșit, cu Presentation Virtualization, practic redirectăm consola. Utilizatorii folosesc Remote Desktop Connection ca să se conecteze de la distanță la un sistem de operare care poate rula, de exemplu, în mașina virtuală în Hyper-V. Și pornind de la această idee, a venit ideea de VDI, Virtual Desktop Infrastructure, care înseamnă că am niște sisteme de operare de tip desktop care rulează în mașini virtuale pe hosturi Hyper-V, în partea dreaptă, iar utilizatorii, fie cei din rețeaua locală, fie cei care se conectează de pe internet, folosesc Remote Desktop ca să se conecteze la desktopurile lor virtuale. Aici e o mică problemă, pentru că mașinile alea virtuale s-ar putea să se mai mute de pe un host pe altul și atunci e problema cu păstrarea conexiunii. Și aici intervine tehnologia de Remote Desktop Connection Broker, care a fost introdusă în Windows Server 2008-2, dacă mi-aduc bine aminte, și de asemenea Remote Desktop Gateway și Remote Desktop Web Access, care permit accesul utilizatorilor, atât cei din rețeaua internă, cât și prin publicare, prin firewall, prin Remote Desktop Web Access, astfel încât utilizatorii să poată conecta cu un browser și să poată să
să aibă acces în browser folosind o sesiune de remote desktop. Asta este foarte util pentru utilizatorii care se plimbă de colo-colo și care nu neapărat au un desktop stabil sau o mașină fizică sau vor să folosească propriile lor device-uri pentru a accesa sistemele companiei. Asta ar fi o variație și nu o să insist mai mult asupra acestui scenariu, trebuie doar să știm că se poate face și așa ceva. Noi o să insistăm în continuare pe partea de virtualizare cu Hyper-V și la a oferi servicii utilizatorilor interni ai organizației. Și atunci haideți să discutăm despre Hyper-V în Windows Server 2012, ce este nou. O scurtă trecere în revistă și după aia o să ne uităm și în partea de host să vedem pe view în demonstrații. Probabil că ați mai văzut slide-ul ăsta, e preluat de la Microsoft, dar mie îmi pare că exprimă foarte bine arhitectura de la Windows Hyper-V, respectiv faptul că avem hipervizorul care rulează peste hardware, în partea de jos, avem așa numită parent partition, respectiv primul sistem de operare care a fost instalat pe calculator, și acest parent partition e la rândul lui, putem considera că este tot o mașină virtuală, dar una mai importantă decât celelalte, pentru că oferă servicii celorlalte mașini virtuale. Deci avem acel virtual service provider care prin intermediul VMBus, comunicație în memorie între parent partition și celelalte mașini virtuale numite child partition, oferă anumite servicii către mașinile virtuale care au integration services. Deci numai acelea pot accesa VMBus și să poată folosi aceste servicii. De asemenea, în partiția părinte avem și partea de management, adică Hyper-V Manager, avem VM Worker Processes pentru fiecare dintre mașinile virtuale care vor rula pe acel host și VMI Provider, iar acum mai nou în Windows Server 2012 avem și modul de PowerShell pentru Hyper-V și putem automatiza foarte multe lucruri acolo. Mașinile virtuale vor accesa resursele hardware fie direct prin hipervizor, fie prin partiția părinte, asta dacă au integration services. De exemplu, dacă luăm o placă de rețea virtuală, aceasta poate fi fie de tipul legacy, ceea ce înseamnă că accesează direct resursele prin hipervizor, fie poate fi din categoria synthetic network adapter, adică prin VMBus, comunică cu partiția părinte și poate accesa driverele care sunt instalate în partiția părinte și în felul ăsta să beneficieze de toate capabilitățile oferite de placa Ethernet hardware. Și aici sunt acele capabilități de offload, de mai nou este Single Root IO Virtualization, introdus în Windows Server 2012. Toate astea sunt disponibile dacă sistemul de operare din guest, din mașina virtuală, are integration services. De asemenea, dacă luăm exemplu placă video, bineînțeles că o mașină virtuală poate afișa ceva pe ecran comunicând direct cu hipervizorul, dar în cazul ăsta va avea capabilități limitate, deci rezoluție și așa mai departe și fără accelerare, pentru că este simulat un tip de adaptor grafic foarte simplu. Dar dacă accesează prin VMBus driverele plăcii video din partiția părinte, poate beneficia de toate capabilitățile plăcii grafice, inclusiv de partea de remote FX, adică accelerare în hardware, astfel încât în mașina virtuală am putea folosi aplicații intensive grafic, cum ar fi aplicații de CAD sau să putem vizualiza filme în mașina virtuală dacă ne sau jocuri, cum se sugerează aici. Asta înseamnă că toată partea de procesare va fi făcută offload în procesorul plăcii grafice și în felul ăsta să eliberăm procesorul procesoarele serverului de partea asta de calcul. Bineînțeles, Integration Services nu este pentru toate sistemele de operare, dar pentru cele de la Microsoft, bineînțeles că sunt. Începând, cred că de la XP SP2 sau SP3 era SP2. Și pentru unele e inclus în sistemul de operare, pentru altele trebuie instalat și bineînțeles că avem și suport și pentru anumite versiuni de Linux, Red Hat, SUSE, CentOS,
nu mi-aduc aminte acum toată lista, dar Ubuntu, deci practic și aceste sisteme de operare care mai nou includ în kernel aceste capabilități pot beneficia de partea de, să zicem, accelerare oferită prin parent partition. Aici la partea de driver emulate, mă uitam acum, ce emulează Hyper-V sunt niște componente hardware foarte vechi, fiindcă sunt, ar trebui să fie deja incluse în majoritatea sistemelor de operare, inclusiv cele mai vechi. Ca să vă faceți o idee, pe partea video, când e vorba de emulare video, Hyper-V expune, dacă vreți, mașinii virtuale, o placă video S3 3064. De pe vremuri. Dacă ați avut de-a face. Pe partea de rețea e un Intel DEC Tulip 21X4X. Asta e o placă de rețea de 10 megabits. Asta, acel legacy adapter emulat la nivelul sistemului de operare, dacă sistemul de operare cum îl instalezi are drivere și cam toate, indiferent de cât de vechi sunt, cred că și Windows 98 are 95, au așa ceva drivere incluse pentru componentele astea, atunci o să meargă. Pe partea de idee e un chipset Intel 440BX. Deci sunt componente vechi, dar foarte comune la vremea lor. Și șansele sunt foarte mari să existe deja drivere în interiorul, în sistemul de operare, să aibă suport nativ pentru astfel de hardware. Impactul de performanță însă e unul considerabil. Vorbim de 30-40% minim la tot ce înseamnă rețea, network și așa mai departe. Deci ideal, dacă avem cum, dacă sistemul de operare suportă, ar fi să instalăm și să utilizăm acele integration services. Fiindcă, până la urmă, Hyper-V, ca și Xen, e o platformă de paravirtualizare. Are nevoie, ca guest-ul, să aibă niște modificări la nivel de kernel, la nivel de drivere, care să îl facă să lucreze mai eficient cu hipervizorul. Și, practic, în orice soluție de paravirtualizare, guest-ul ar trebui să fie cumva aware că e virtualizat. Trebuie să aibă acele drivere, componente specifice, care să-l ajute pe el să comunice mai eficient cu hipervizorul, cu driverele și așa mai departe. În cazul particular al Hyper-V-ului, driverele sintetice din interiorul mașinii virtuale nu sunt altceva decât pointer către driverele reale din parent partition. Și atunci accesul e aproape imediat și direct la hardware. Dacă tu ai în parent partition, tu ai un Windows Server 2008, 2008R2, 2012 pe care rulează acolo, dacă acel sistem de operare are niște drivere pentru hardware pe care tu îl folosești, că e vorba de placă de rețea, storage sau orice altceva, acel driver poate fi după aceea expus către mașinile virtuale și accesul la acea resursă să fie făcut în mod aproape direct, prin intermediul virtualization service providers de care vorbeam. Și asta e ideea din spate. Diferența între Hyper-V și o soluție gen VMware, care e fully virtualized, e că VMware include driverele respective în hipervizor, însă au un set mai restrâns de hardware pe care îl suportă. Hyper-V te lasă să lucrezi cu orice hardware suportă sistemul de operare gazdă, în speță Windows Server, ne incluzând acele drivere în hipervizor, însă asta înseamnă că acele drivere fiind third party, te bazezi pe cât de bine scriu codul driverilor producătorii. Deci dacă aia de la Intel sau de la Nvidia, că vorbeam de Remote FX, scriu drivere cu picioarele și au probleme, și Nvidia au avut, Intel au avut, vei avea și tu probleme în infrastructura ta. E un risc pe care ți-l asumi. Sau te gândești din start, uite, vreau hardware-ul ăsta, chiar dacă e un pic mai scump, fiindcă știu că driverele pentru el sunt suficient de stabile și ok să le folosesc. De altă parte, VMware, la fel cum fac și Apple, îți spun, băi, ăsta e hardware-ul pe care îl poți folosi. Nu ai, sorry, nu poți să folosești platforma noastră, fiindcă noi doar driverele astea le avem în hipervizor și doar hardware-ul ăsta suportă. Acum, VMware spune chestia asta pentru că ei zic că e mai stabilă soluția, pentru că sunt driverele testate și ei asigură, de fapt, suportul pentru acele lucruri. Da, atunci, exact.
Deci până la urmă e tot vorba de acel suport de care spunea. Dacă driverele sunt certificate și sunt verificate că merg pe Windows, nu ai nicio problemă. Da, până la urmă orice certificare până la proba în producție. Da, deci așa că trebuie să fim foarte atenți cu update-urile de pe hosturi ca să da. Deci întotdeauna trebuie să mergem spre stabilitate și să folosim numai lucruri testate în infrastructura de virtualizare, pentru că mai ales dacă punem multe mașini virtuale, deci avem densitate mare, e important să avem stabilitate în funcționare, pentru că altfel toată partea cu virtualizarea nu o să funcționeze. Oricum, deci am vrut să avem acest slide de arhitectură ca să avem foarte clar ce înseamnă Hyper-V și după aia să discutăm cum îl putem gestiona și celelalte funcționalități. Acum aș vrea să discut puțin despre îmbunătățirile în Hyper-V față de versiunea din 2008 R2. Și vedeți aici schimbările cele mai importante. De exemplu, în 2008 R2, numărul maxim de core-uri suportate pe un server hardware era de 64, acum numărul a crescut la 320. Deci dacă serverul fizic pe care instalați Hyper-V are 320 de core-uri, toate pot fi folosite de către Hyper-V. Maximul era 512 pentru sistemul de operare. Bineînțeles, nu toate vor putea fi folosite de Hyper-V dacă aveți o astfel de mașină. De asemenea, memoria fizică de pe host a crescut de la 1 tera la 4 tera și numărul de procesoare virtuale care ar putea rula simultan în host, adică suma tuturor procesoarelor virtuale din toate mașinile care rulează simultan, a crescut de la 512 la 2048. De asemenea, au fost îmbunătățiri și la partea de procesoare virtuale alocate la o mașină virtuală. Până la 2008 R2 se putea numai 4 procesoare virtuale. Acum se pot 64 de procesoare virtuale, cu condiția să avem măcar numărul ăla de core-uri pe host. Nu o să putem da, de exemplu, 64 de procesoare dacă hostul are numai 16. Sau, de asemenea, cumulat se va putea aloca. Ai, să zic, nu știu, 4 procesoare hexa-core cu hyper-threading. Asta înseamnă 48 de core, 48 de logical processors. Tu vei putea aloca până la 48 de virtual processors pe fiecare mașină virtuală în parte, însă suma lor va putea fi mai mare de 48. Deci nu aloci 24 aici, 24 aici și gata, nu mai ai ce aloca. Poți aloci 32 pe mașina asta, 16 pe asta, 48 pe asta, fiindcă el face sharing, face partajarea, acele procesoare virtuale nu arată altceva decât prioritatea de acces la resursele de procesare fizice. Și simulează cumva, dacă tu ai 4 core-uri alocate, 4 procesoare virtuale, el le mapează pe cât posibil pe core-urile fizice. Însă dacă acele core-uri sunt ocupate, stai și aștepți. Însă dacă într-o mașină ai un virtual processor, în alta ai 4, cea de-a doua mașină are șanse să meargă un pic mai repede din punct de vedere a procesării, că primește mai des timp de execuție. Are 4, știu eu, funcții executate, după aceea se execută o funcție dincolo, 4 aici, una dincolo și tot așa. Sunt aplicații care vrează lucrurile, dacă ai un procesor, chiar dacă ai 4 funcții din procesor, tot merge mai repede. Exact. Tot da, comentariul a fost că merge mult mai bine dacă și aplicațiile sunt multithreading, absolut, pentru că altfel degeaba dăm 64 de core-uri la o mașină virtuală și aplicația merge pe un singur thread. Ok, alte capabilități. Numărul total de mașini virtuale care putea rula pe un host la 2008 R2 era de 384. Acum a crescut la 1024. Asta, bineînțeles, trebuie să ținem cont și de limita de mai sus cu numărul total de procesoare virtuale care ar putea fi alocate pe host. Deci e o combinație, de fapt, între numărul de mașini virtuale și numărul maxim de procesoare virtuale. Că dacă facem multe mașini virtuale cu 64 de procesoare virtuale, nu o să mai avem numărul ăla de mașini virtuale maxim. De asemenea, avem capabilități de guest NUMA, non-uniform memory access, prin care această capabilitate este expusă către guest-uri. Deci sistemele de operare din mașina virtuală pot folosi NUMA. În ceea ce privește partea de clustering, numărul de noduri într-un cluster a crescut de la 16 la 64 de noduri. Asta înseamnă hosturi fizice legate în cluster. Și numărul maxim suportat de mașini virtuale în cadrul unui cluster a
crescut de la 1000 la 8000. Deci atâta suportă oficial Microsoft. Bineînțeles că s-ar putea și mai mult, dar suntem pe cont propriu. Sigur merge mai mult, doar asta e ce e suportat. Da, deci... Și în momentul în care 2012 a fost lansat, cifra oficială era de 4000. Și ulterior, după teste interne, au zis, măi, până la urmă e suficient de stabil, performanța e ok în Failover Cluster Manager, când te duci să te uiți și vezi 8000 de mașini virtuale în listă, să nu ai probleme când faci un scroll, de exemplu, sau când cauți o mașină virtuală pe acolo. Însă, chiar și în momentul respectiv, când cifra oficială suportată era 4000, noi am văzut la ei în teste clustere cu 9-10.000 de mașini virtuale. La fel, e o limitare, nu știu, cred că zici imediat de VHDX. Da. O să intervin acolo. Ok. Bun, deci asta ar fi îmbunătățirile de la 2008R2 la 2012 și vedeți că sunt destul de semnificative. Practic, nu cred că există limitări care să ne, eu știu, să ne oprească în a implementa Hyper-V pentru că nu suportă numărul de mașini virtuale care îl vrem noi. Dacă ar fi să facem o comparație rapidă cu VMware, aici vedeți pe coloana din stânga Hyper-V din Windows Server 2012, iar pe coloana cea mai din dreapta, vSphere 5.1 Enterprise Plus, pentru că, cel puțin o perioadă, VMware activa anumite capabilități doar pentru licențele superioare. Și atunci, în ceea ce privește numărul de procesoare logice de pe host, deci core-uri, avem 320 versus 160. În ceea ce privește memoria fizică care poate fi alocată de pe host, e 4 tera versus 2 tera. Numărul de procesoare virtuale care pot fi folosite de către toate mașinile virtuale într-un host este același, 2048. La partea de câte procesoare virtuale pot aloca unei mașini virtuale este 64 versus 64. La memoria este la fel, deci 1 tera maxim pentru o mașină virtuală. Deci dacă aveți 4 tera într-un host, puteți crea 4 mașini virtuale cu câte 1 tera, dacă aveți această nevoie. După aia, numărul de mașini virtuale care pot fi active pe host, suportul pentru guest nu mai este prezent în toate platformele, numărul maxim de noduri într-un cluster este 64 versus 32 și de asemenea numărul maxim de mașini virtuale care pot sunt suportate oficial într-un cluster. Trebuie spus că asta e o comparație făcută cu vSphere 5.1 și este făcută în momentul în care a apărut vSphere 5.1, adică august 2012. Exact asta e ce vreau să spun. vSphere 5.1 a apărut în august, cu o lună înainte de lansarea Windows Server. Windows Server deja era în beta public de câteva luni și anunțaseră deja limitările. Deci au spus, uite, asta e ce suportăm noi, asta e ce știm noi. Astfel încât VMware a avut grijă cu o lună înainte de lansarea Windows Server 2012 să scoată versiunea 5.1 care aduce și ea niște limitări. Vedeți că se cam potrivesc. Ce aveau ei acolo era numărul maxim de mașini virtuale în cluster care era 3000, fiindcă în Windows Server 2012 era 4000, cum v-am spus la lansare. Însă ulterior s-a dublat acel număr. Ok, deci eu n-aș vrea să intru în discuția asta Hyper-V versus VMware, pentru că dacă îmi cereți o opinie, până la urmă, cred că ambele platforme sunt suficient de scalabile ca să acomodeze orice workload ne-ar trece nouă prin minte. Adică trebuie să avem cine știe ce idee de data center de dimensiuni mari și să oferim servicii la sute de mii de clienți ca să atingem vreodată aceste limite. Corect, corect. Deci, așa cum spuneți, deci diferența se va face la tool-urile de management și aici putem discuta, dar cel puțin din punct de vedere al platformei de virtualizare. Da, nu sunt. Nu cred că se mai poate pune discuția că ok, una e mai bună decât cealaltă. Sunt tot pe acolo. Adică, până la urmă, concurența în piață e excelentă, fiindcă ajută ambele produse în cazul ăsta sau toate produsele de genul ăsta să evolueze și să vină cu niște soluții din ce în ce mai performante. E drept că Microsoft a avut de prins din urmă bine VMware în momentul în care au venit pe piață și la prima versiune evident că li s-a spus, a, dar nu știe Live Migration.
Au băgat 2008 R2 Live Migration. A, dar nu știe, nu știu storage ce. Migration. Storage Migration. A venit și Storage Migration. A, da. Să vedem. Și până la urmă, în 3-4 ani, Microsoft a reușit să ajungă din urmă VMware pe partea de performanță și features în platforma de virtualizare de bază, pe cei de la VMware care fac asta, făceau și o făceau cu cel puțin 5 ani înainte să intre Microsoft pe piață. Deci din punctul ăsta de vedere e laudabil ce a reușit să facă. Și până la urmă, cum o să vedem azi și mâine, diferența o fac tool-urile de management, vedem ce știu cele de la Microsoft. Ok. Acum, dacă ar fi să trecem foarte rapid în revistă funcționalitățile noi din Windows Server 2012 ca și, și, mă rog, generația de produse nouă de la Microsoft, avem client Hyper-V în Windows 8, deci putem rula mașini virtuale în sistemul de operare de tip desktop. Dynamic Memory a fost îmbunătățit, o să discutăm imediat. Avem modulul de PowerShell pentru Hyper-V. În 2008 R2, niște oameni din comunitate s-au apucat și au scris un modul de PowerShell și l-au publicat pe CodePlex. Acum chiar Microsoft a făcut în sfârșit modulul de Hyper-V. De fapt, dacă e să discutăm așa, în Windows Server 2012, Microsoft a încercat să aibă paritate în ceea ce privește ce se poate face în Server Manager și în tool-urile de management cu partea de module de PowerShell. Chiar numărul de comandleturi a crescut semnificativ, de pe la vreo 230 în Windows Server 2008 R2 până la vreo 2400 de comandleturi în Windows Server 2012, astfel încât putem automatiza aproape complet partea de management de Windows Server 2012. O funcționalitate nouă este de asemenea Hyper-V Replica, o să discutăm puțin mai târziu, de fapt în al doilea modul, care ne permite să implementăm niște scenarii mai speciale de disaster recovery. De asemenea, importul de virtual machines a fost simplificat, în sensul că nu mai trebuie să facem export ca să putem face import, deci numai copii de pe un server pe altul, ceea ce e mult mai bine. De asemenea, avem suportul pentru Live Migration care a fost îmbunătățit, inclusiv Share Nothing Live Migration și Storage Migration. Resource Metering a fost implementat pentru a permite măsurarea resurselor efectiv consumate de către o mașină virtuală în ceea ce privește procesor virtual, memorie virtuală, storage, rețea, astfel încât să putem face, să zicem, măsurarea resurselor și taxarea lor corespunzătoare într-o infrastructură de private cloud. De asemenea, creștere în scalabilitate și stabilitate, modelul de autorizare simplificat, suportul pentru single root IO virtualization, partea de storage migration am povestit deja, ne permite să mutăm storage-ul independent de mașina virtuală, inclusiv să lăsăm mașina virtuală pe un host și să mutăm storage-ul. Avem suportul de a plasa discurile mașinii virtuale pe un SMB3.0 file share și asta ne permite să facem share nothing clusters, adică să nu trebuiască neapărat să mai avem un failover cluster cu storage partajat, cum era cerința înainte. Deci să putem folosi orice hosturi disparate care merg cu Hyper-V din Windows Server 2012 și sunt conectate pe o rețea destul de bună. Virtual Fiber Channel Support ne permite multiplexarea dispozitivelor de tip HBA de la Fiber Channel către mașinile virtuale, astfel încât mașinile virtuale să poată accesa direct lunurile de pe un storage de Fiber Channel. Suportul este, să zicem, limitat la un număr de mașini virtuale, nu mai știu cât era numărul ăla, dar oricum, deci nu e pentru toate. Dar este suportat inclusiv Live Migration, adică o mașină virtuală care accesează direct un LUN de pe storage în formatul pass-through poate să migreze totuși de pe un nod pe altul, da, și să-și păstreze conexiunea. Noul format de hard disk, despre care o să povestim în detaliu puțin mai încolo, deci crește dimensiunea hard disk-urilor și performanța acestora. Virtual Machine Snapshot iarăși a fost îmbunătățit. Non-Uniform Memory Access, care permite și mașinilor virtuale să acceseze funcționalitatea de NUMA, deci până acum asta era disponibilă numai pentru Parent Partition.
și nou virtual switch, despre care o să povestim destul de detaliat într-un modul ulterior. Nu e asta. Ok, aici o să vedem și în demonstrație câteva dintre capabilitățile care sunt expuse către mașinile virtuale. Vedeți acolo, am subliniat cele care mi s-au părut mai interesante, Fiber Channel Adapter, deci se poate expune către o mașină virtuală un HBA de Fiber Channel, deci se multiplexează cumva HBA-ul către mai multe mașini virtuale care rulează pe host. Și de asemenea Remote FX 3D Video Adapter, asta în situația în care avem instalat suportul de Remote FX și avem o placă video care suportă acest lucru. Asta permite offload la partea de procesare grafică pe partea de procesor din placa grafică. Are sens deja să instalăm mai multe plăci grafice performante într-un server de Hyper-V, tocmai pentru a face offload la partea asta de procesare video și să putem rula aplicații intensiv grafice. Asta ar fi numai două exemple de îmbunătățiri care sunt oferite de Hyper-V în Windows Server 2012. Pe partea de Dynamic Memory, s-a făcut o modificare în sensul că acum avem startup RAM, adică cât primește mașina virtuală când pornește, și asta ca să ne asigurăm că poate porni sistemul de operare, dar acum avem minimum RAM și maximum RAM, iar minimum RAM poate fi mai mic decât startup RAM. Deci poate scădea eventual față de memoria de pornire la o valoare mai mică, deci dacă consumul în mașina virtuală scade corespunzător. De asemenea, putem configura un memory buffer și asta înseamnă că avem pagini de memorie prealocată pentru ca să, în momentul când o aplicație din interiorul mașinii virtuale se hotărăște să ceară memorie, să aibă gata pregătită, prealocată, să nu trebuiască să ceară de la host. Și de asemenea, memory weight, în comparație cu alte mașini virtuale care rulează pe același host, care este prioritatea pentru această mașină virtuală. Un aspect aici, ce vedeți, e chiar un screenshot de la o mașină virtuală care merge, fiindcă în 2012 ai posibilitatea să modifici valorile astea în timp ce mașina merge. Nu mai trebuie să oprești, să le modifici și să repornești mașina cum era în 2008-2. Cu mențiunea că minimum RAM poți doar să-l micșorezi și maximum RAM poți doar să-l crești. Nu poți să scazi maximum și sau să crești minimum în timp ce mașina merge. Dacă oprești, poți să faci modificările cum vrei, însă când merge, poți doar să scazi minimum, să crești maximum, să modifici buffer-ul, să modifici memory weight în while it's running. Da, și asta ne ajută ca să putem schimba condițiile de running în timp ce funcționează infrastructura, mai ales dacă avem o situație de genul ăsta în care toate mașinile virtuale cer, să zicem, resurse, să putem crește la unele, de exemplu, să putem crește ponderea, la altele să putem crește valoarea maximă a mașinii, a memoriei virtuale oferite, astfel încât să putem acomoda cererea respectivă. Deci unele lucruri se pot face în timp ce mașina virtuală merge. Acum, alte lucruri care merită discutate aici, partea de Integration Services, am spus că oferă, partiția părinte oferă niște servicii mașinilor virtuale, din care poate una dintre cele mai importante e sincronizarea de timp. Având în vedere că fiecare mașină virtuală primește numai un număr de timp de procesor, de tacturi de procesor, poate să fie păcălită atunci când calculează timpul. Și atunci asta ajută de fapt sistemul de operare din mașina virtuală să se sincronizeze la timp cu hostul. Cu o scurtă paranteză, în anumite situații, cum ar fi dacă implementăm un domain controller, trebuie să debifăm această opțiune ca să nu avem probleme de replicare și de comunicație între domain controlere, dacă rulăm domain controlere în mașina virtuală. De asemenea, pentru mașinile care rulează sisteme de operare care nu suportă integration services, trebuie să avem grijă să le sincronizăm extern de la un network time server, deci trebuie să avem grijă cu această opțiune. De asemenea, partea de backup cu volume shadow copy services este de ajutor atunci când folosim partea de DPM, Data Protection Manager, ca să avem backup-uri consistente.
O altă schimbare importantă este suportul pentru discurile noi VHDX, în care putem avea discuri mai mari, deci s-a crescut de la 2 tera la 64 de tera. În felul ăsta nu mai avem o limitare în ceea ce privește dimensiunea volumelor care ar putea fi folosite de către o mașină virtuală. De asemenea, are un mecanism în care se controlează mult mai bine scrierile, astfel încât datele să rămână consistente. În momentul când folosim discuri care au sectoare mari, suportă o aliniere mai bună cu sectoarele de pe discul fizic ca să avem performanță bună la scriere și citire. În momentul când folosim discuri dinamice și diferențiale, permit blocuri mai mari pentru aceste discuri. Putem face operații de conversie de la VHD la VHDX și invers, de la fix la dynamic, de la dynamic la fix și de asemenea putem micșora discurile cu condiția ca mașina virtuală să fie oprită. Și bineînțeles că e bine să facem și un backup înainte ca să ne asigurăm că totul este în regulă. Astea sunt operațiuni care se fac offline pe disc. Deci nu poți să schimbi din VHD în VHDX în timp ce mașina virtuală merge. O mențiune aici, că asta rămăsese, limitarea de 64 de tera e o limitare la ce suportă Microsoft. Deci dacă vrei, tu poți să-ți creezi VHDX-uri mai mari de 64 de tera, însă dacă ai probleme de performanță cu ele sau ceva de genul ăsta, nu poți să suni la Microsoft să îi rogi să te ajute, fiindcă ai ieșit din zona pe care ei o acoperă, care e supported. Asta nu înseamnă că asta e limitarea formatului, cum e în cazul VHD. VHD nu poți să aloci mai mult de 2 tera. La VHDX poți aloca mai mult de 64 de tera, dar nu e suportat de Microsoft în orice dimensiune ce trebuie. Ok, deci eu încă mai vreau să văd o mașină virtuală care are nevoie de așa spațiu, poate doar dacă are ceva baze de date sau lucruri de genul ăsta. Și trebuie spus că și performanța discurilor virtuale a fost îmbunătățită, astfel încât nu mai trebuie neapărat să recurgem la opțiunea pass-through, în care să accesăm direct lunul de storage sau volumul de pe storage, ci putem folosi chiar VHDX-uri. Cea mai bună performanță, evident, e oferită de discuri fixe, deci care alocă toată capacitatea din start, dar, de asemenea, dacă vrem să beneficiem de elasticitate, putem folosi și discuri dinamice. Performanța însă e bună, adică nu afectează semnificativ funcționarea, să zicem, accesul la disc în ceea ce privește scrierea și citirea. Ok. O scurtă trecere în revistă cu tipurile de rețele. O să intrăm mai mult în detalii în modulul de networking. Bineînțeles că știți că există rețele virtuale private care permit comunicarea între două mașini virtuale sau mai multe care rulează pe același host, dar fără să aibă legătură cu hostul. Deci este, de fapt, comunicație în memorie. Asta e foarte bună în scopuri de testare, laborator. După aia avem rețele virtuale interne care pot comunica mașinile virtuale și cu hostul, dar nu pot comunica cu rețeaua fizică. Și de asemenea avem external networks în care avem binding la placa de rețea, la o placă de rețea fizică, inclusiv acum avem suportul de teaming din Windows Server 2012 și în felul ăsta mașinile virtuale vor putea comunica cu lumea exterioară. Aici, pe partea de virtual switch, e o discuție mult mai consistentă și deocamdată vreau să o las așa simplă, pentru că inclusiv se poate configura la virtual switch, uplink port profiles, se poate configura VM network adapter profiles, dar astea, bineînțeles, se pot face direct din Hyper-V cu PowerShell sau din SCVMM și o să vedem într-un modul ulterior cum se face acest lucru. Deocamdată rămânem cu imaginea asta simplă, care de fapt era aceeași de la Hyper-V în Windows Server 2008 R2. În ceea ce privește setările care sunt disponibile pe plăcile de rețea, putem specifica numele virtual switch-ului, VLAN ID-ul și avem și setări de bandwidth management, în care putem limita, să zicem, traficul pe o anumită interfață. De asemenea, o să vedeți imediat în demonstrație, putem
configura partea de alocare de adrese MAC, avem o funcționalitate de DHCP guard care ne protejează la faptul că pornim din greșeală un DHCP server într-o mașină virtuală care începe să dea adrese pe acolo. Avem router guard care iarăși limitează router advertisement în cazul în care iarăși configurăm partea de routing în interiorul unei mașini virtuale și asta iarăși se apucă să trimite router advertisement că el știe să ruteze către nu știu ce rețele și în felul ăsta poate deranja comunicația în rețea. Avem port mirroring util în momentul în care vrem să facem capturi de trafic, să vedem ce tipuri de trafic sunt pe acolo și asta ne ajută și la partea de metering în momentul când vrem să măsurăm traficul de rețea măsurat, generat de către o mașină virtuală. Și în sfârșit capabilitatea de NIC teaming, care e de fapt din sistemul de operare Windows Server 2012. În momentul ăsta putem face NIC teaming cu mai multe plăci de rețea, maxim 16 dacă mi-aduc bine aminte. Și după aia pot conecta un external virtual network către acel team. Și în sfârșit putem folosi capabilitățile de accelerare oferite de unele plăci de rețea, cum ar fi Virtual Machine Queuing, IPsec Task Offloading, adică partea de negociere de conexiuni de TCP-IP să fie făcute offload în hardware adapter, și Single Root IO Virtualization. Astea ar fi, să zicem, o scurtă trecere în revistă cu ce ar fi mai interesant și mai nou în Hyper-V Windows Server 2012. Bineînțeles, cred că am scăpat multe, dar haideți să le vedem cum arată, de fapt, în partea fizică de demonstrație. Avem aici un host Hyper-V, se numește Host 1, mai am separat un Host 2 și o să vedem mai târziu ce facem cu el. Deocamdată am o mașină virtuală Domain Controller. Dacă vreau să accesez setările serverului, deci din punct de vedere al Hyper-V, am acest Hyper-V Settings, respectiv locația în care sunt plasate by default harddiscurile virtuale și mașinile virtuale. De asemenea, pot configura aici dacă am accelerare în placa video. În momentul ăsta eu pe acest calculator nu am o placă video care să fie suportată, deci nu pot configura remote fix. Avem aici suportul pentru NUMA spanning. De asemenea, live migration. În momentul în care acest host poate vreau să fac live migration, trebuie să pun această bifă și pot configura și partea de autentificare, cum se face autentificarea în relația cu alte hosturi. Trebuie spus că acum, ca să facem live migration, nu mai avem nevoie de clustering, deci se poate face live migration între două hosturi standalone Hyper-V, cu condiția să am harddiscurile virtuale situate pe un file share de tip SMB3.0. Deci ca să poată fi accesate permanent în momentul când fac live migration. Și de asemenea pot configura aici numărul de noduri, numărul de live migration-ul care se pot face simultan pe acest host, respectiv la care acest host participă. Deci nu mai sunt limitat la un singur live migration pe un anumit host. De asemenea, pot configura storage migration și la fel aici pot specifica numărul maxim de storage migrations la care acest host poate participa simultan. Și în sfârșit, replication configuration, care îmi permite să configurez acest calculator ca un replica server. Și asta îmi va permite să pot face replicare a mașinilor virtuale care rulează de pe acest host pe un alt host și invers. Bineînțeles că pot schimba în orice moment și sensul replicării, dacă, de exemplu, vreau ca celălalt host, mașina virtuală de pe celălalt host să devină master. Și trebuie spus că dacă pe hostul primar mașina virtuală este în funcțiune, rulează, replica ei va fi offline, deci va fi oprită. Această funcționalitate este potrivită pentru scenarii de disaster recovery, în care eu fac replici ale mașinilor virtuale care rulează pe un host de producție, pe un host care rulează undeva în altă parte, deci, de exemplu, într-un centru de disaster recovery, în altă locație. Comunicația este asincronă și chiar merge peste legături care nu sunt chiar foarte performante,
deci se poate folosi și în scenarii din acestea mai speciale de disaster recovery. Aici trebuie să specific modul de autentificare. By default, dacă sunt în același domeniu, pot folosi Kerberos. Dacă nu sunt în domeniu sau hostul țintă este not trusted sau e în workgroup, pot folosi autentificare cu certificate. Pot configura autentificare, respectiv de la ce hosturi accept conexiuni și aici pot spune de la orice server autentificat sau de la anumite servere pe care le voi trece în listă. Și în sfârșit, setări care spun ce se întâmplă cu combinațiile de taste când sunt folosite pe acel calculator, care este combinația pentru a elibera mouse-ul pentru mașinile virtuale care nu suportă integration services și de asemenea pot reseta toată configurația la setările default. Cam asta ar fi setările pentru host. Aș vrea de asemenea să vă arăt Virtual Switch Manager, în care vedeți aici că am configurat o placă de rețea external, care este făcută binding la placa de rețea fizică din acest calculator. Am o singură placă de rețea în acest calculator, e un laptop, așa că e important să am BIFA asta pusă, Allow Management Operating System to Share This Network Adapter, pentru că altfel hostul nu poate comunica cu exteriorul. Dacă, te rog. Asta e a doua idee, pentru că acum mai nou în Windows Server 2012 există suportul de wireless nativ și atunci merge și pe wireless, deci mai nou. Și de asemenea VLAN ID, dacă vreau să folosesc VLAN-uri în rețeaua mea, pot specifica aici care este VLAN-ul respectiv. De asemenea, aici la extensions, vedeți câteva dintre extensiile care pot fi folosite pe Hyper-V, respectiv partea de capture pentru a captura traficul care vine și pleacă de la mașinile virtuale. De asemenea, DHCP Server Switch Extensions, care, din câte înțeleg eu, simulează un DHCP server pentru mașinile alea virtuale care rulează pe host, deci sau nu. Partea asta de DHCP Server Switch Extensions. Oricum e configurat de către SCVMM în mod centralizat. Ok. Că el trebuie să fie aware de orice request-uri de DHCP care se fac pe rețea, ca să poți tu să setezi acel DHCP guard, să nu își ia IP-uri de la orice DHCP din rețea, ci doar de la cele autorizate, cunoscute de tine. Și atunci se folosește de extensia asta care e inclusă acolo în switch și care monitorizează traficul, monitorizează pachetele DHCP și le lasă să treacă doar pe cele care sunt autorizate. Ok. Deci, în mod acestea pot fi configurate manual, dar cel mai bine ar fi să facem configurarea centralizată cu consola SCVMM, pentru că atunci avem o configurație consistentă pe partea de hosturi. Și aici vom discuta despre funcționalitatea de virtual switch sau extensible virtual switch din SCVMM, care ne permite configurarea centralizată pentru aceste lucruri. Deci toate extensiile astea pot fi activate și configurate centralizat. Și în sfârșit partea de switch filtering, care ne permite să filtrăm anumite tipuri de, să zicem, protocoale și așa mai departe. De asemenea, aici puteți specifica MAC address range pentru a fi asignat mașinilor virtuale care sunt create pe acest host. Din nou, chestia asta poate fi configurată centralizat cu SCVMM-ul, astfel încât dacă avem mai multe hosturi în rețea, orice mașină virtuală creată pe orice host să aibă un MAC adres unic. Deci asta a fost pe partea de configurare de placă de rețea. În sfârșit, la configurația unei mașini virtuale, dacă luăm chiar domain controllerul, vedeți cum asta eu nu i-am activat dynamic memory, dar dacă i-aș fi activat, aș fi putut configura în timp ce funcționează. Și de asemenea, pentru o serie de dispozitive, de exemplu dacă am un SCSI controller,
aș putea adăuga un disc la SCSI controller în timp ce mașina funcționează. Deci unele operații se pot face chiar și în timp ce mașina virtuală merge. Pentru alte tipuri de mașini virtuale, am aici o mașină virtuală de test, observați tipurile de dispozitive care pot fi adăugate, pot adăuga până la 4 SCSI controllere, network adaptere pot adăuga 8 synthetic network adapter și 4 legacy pentru un total de 12, Fiber Channel Adapter, dacă am un HBA de Fiber Channel în host, pot să-l multiplexez să fie accesat de mașina virtuală și, de asemenea, dacă am placă grafică suportată, pot activa Remote FX. Aici este ordinea de butare. La memorie, așa cum am văzut, pot activa Dynamic Memory și pot specifica minimum RAM și maximum RAM. Deci asta e, de fapt, diferența de configurație față de 2008R2, faptul că acum am un minimum RAM și ăsta poate fi chiar mai mic decât startup RAM, da? Ca și diferență de configurare. În rest, am explicat deja cu memory buffer, sunt pagini prealocate, astfel încât să nu fie nevoie să ceară imediat de la host. La partea de procesor, pot să-i specific numărul de procesoare virtuale, nu mai mult decât am pe host. Eu pe host am numai 2. Și atunci nu pot pune 64 sau chiar dacă pun, nu o să-mi accepte, nu mă lasă. De asemenea, pot controla o serie de procente care se referă la rezerve pentru această mașină virtuală și weight comparat cu alte mașini virtuale care rulează pe acest host. Tot la partea de procesor, avem o bifă care este utilă la scenarii de live migration, în special dacă nu am hosturi identice, adică nu au același model de procesor, pentru că dacă migrez o mașină virtuală de pe un host pe altul, ar fi bine să își păstreze tipul de procesor. Și atunci pot simula cel mai mic numitor comun între cele două hosturi. De asemenea, vedeți că am suportul pentru NUMA în mașina virtuală și aici pot face configurările respective. În ceea ce privește ID controller, aici vedeți că am atașat un VHD, ar fi trebuit să-l fac VHDX, dar ok. Și de asemenea, dacă am lunuri expuse către acest host, pot să le folosesc direct de către mașina virtuală, folosim pass-through, adică physical hard disk. La SCSI controllers pot atașa până la 64 de device-uri, mă rog, 63 plus controllerul. Și atunci, practic, având în vedere că pot atașa 4 SCSI controllere la o mașină virtuală, pot avea un număr foarte mare de VHD-uri atașate la acest tip de controller. Trebuie spus că diferența dintre ele este doar din perspectiva sistemului de operare din guest, pentru că altfel, ca și performanță, ele sunt similare. Deci, diferența ar fi că pe un ID controllere pot avea numai 2 device-uri și am 2 ID controllere, deci un total de 4. Și sistemul de operare din guest butează numai de pe primul ID controller, primul disc. Deci nu poate buta de pe SCSI sau de pe pass-through. Și de asemenea am aici placa de rețea. Vedeți că pot să o conectez la una dintre rețelele virtuale configurate. Pot specifica VLAN ID și mai nou și Bandwidth Management, respectiv pot configura pentru această mașină virtuală care e minimum bandwidth și maximum bandwidth care să fie disponibil sau alocat pentru această mașină virtuală. În plus, aici mai am capabilități de hardware acceleration, respectiv virtual machine queuing, IPsec task offloading ca partea de TCP/IP connection să fie făcută offload către placa fizică de rețea, și Single Root I/O Virtualization, care e capabilitate nouă în 2012. Deci celelalte două existau și în 2008R2. Și mai am aici partea de Advanced Features, în care pot specifica adresele MAC cum să fie alocate. Dacă am o nevoie ca mașina virtuală să-și păstreze MAC-ul, pun aici static și pot face de asemenea MAC address spoofing. Pot activa capabilitatea de DHCP guard care să prevină faptul că eventuale, dacă instalez un DHCP server în mașina virtuală, să înceapă să dea, eu știu, adrese de IP pe acolo. Și la fel pentru partea de router advertisement guard, ca de asemenea să nu înceapă să trimită routing advertisement. Pot activa port mirroring, ceea ce înseamnă că se pot monitoriza pachetele care vin și pleacă din mașina virtuală.
Și asta poate fi pentru diverse scenarii, cum ar fi partea de, să zicem, scanare de trafic sau pentru pur și simplu pentru a măsura cât trafic generează mașina virtuală respectivă. Și în sfârșit, nick teaming, asta este team în guest. Deci, practic, pot face teaming în mașina virtuală dacă am mașina virtuală conectată, îi pun două adaptoare sintetice, pot face teaming între ele astfel încât să ofer ceva redundanță. De exemplu, fiecare placă de rețea, fiecare rețea virtuală externă să fie conectată pe un switch separat, dar nu legate în timp, dar în schimb să fac teaming în mașina virtuală, dacă am nevoie de așa ceva. Bun, porturile COM, aici nu sunt alte lucruri de discutat și în sfârșit integration services care pot fi activate și dezactivate individual. Tot aici mai am smart paging file location, dacă se face paging, și setările pentru automatic start, ce să facem dacă hostul a fost oprit și trebuie să repornească, dacă mașina rula, să fie pornită și automat. La fel pentru stop. Ce se întâmplă dacă hostul e oprit, să zicem, din greșeală sau intenționat, și mașinile virtuale încă rulau. Să facem un save ca să nu pierdem datele din memorie. Deci astea ar fi setări specifice din mașina virtuală. Acum mai vreau să vă arăt aici suportul de Hyper-V. Deci aici, asta să mărim puțin dimensiunea fontului, pe la 16, cred că ar fi ok. Respectiv să vedem ce avem ca suport de Hyper-V așa. În primul rând, import minus module Hyper-V, deși nu e neapărat necesar, pentru că în Windows Server 2012, practic, dacă detectează un anumit commandlet care conține este dintr-un modul care n-a fost importat, îl importă el automat. După care, de exemplu, ca să obținem lista de comenzi din Hyper-V, din modulul de Hyper-V, putem da o comandă de genul ăsta. În cazul ăsta, practic, am făcut un get-command, minus module Hyper-V și avem toate comandleturile de acolo. Și vedeți aici, pentru a adăuga diverse tipuri de componente, obiecte, VM Hard Disk Drive, VM Network Adapter. De asemenea, în partea de jos aici avem New VHD, New VM. De asemenea, GET pentru a obține informații, diverse informații. Sunt multe module. Dacă vrem să vedem câte, multe comandleturi, dacă vrem să vedem câte sunt, facem un Measure Object ca să vedem câte obiecte mi-a dat comanda anterioară. 164 de comandleturi în modulul de Hyper-V. Dacă vreau acum să fac un nou VHD, pot să văd, scuze, cum se face acest lucru cu comanda help. Și vedeți că avem comandletul new-vhd cu care pot crea VHD-uri și aici sunt toți parametrii. Avem de asemenea eventual și exemple, deci dacă vreau cu details, dau cu minus details. Și acum, de exemplu, dacă vreau să fac un VHD de test, avem aici comanda corespunzătoare, deci pur și simplu îi specific numele, fără niciun alt parametru. Size în bytes, să zicem, unul mic, de 1024, de 1K, e prea mic, 1 milion. Is too small. Deci cred că am scăpat aici un parametru, new-vhd, minus size bytes. Size bytes. Să zicem aici 1, 2, ar trebui să fie suficient? Mai punem un 0. Ok, deci a făcut VHD-ul. Și acum, dacă vreau să fac o mașină virtuală care să folosească acest VHD,
Vedeți aici comanda, o să ne uităm imediat la detalii. Deci new minus VM, minus name test 2, am zis, minus memory startup bytes 1024 mega, 1 giga, minus VHD path către VHD-ul creat anterior și rețeaua external network. Și asta este comanda cea mai simplă pentru a crea o mașină virtuală. Bineînțeles, putem folosi, stați că, because the file was not found. Da, a ieșuat acolo, deci... Încearcă să-i dai ea, new drive, fără side byte și să-i dai 10 ani, am să fac. Dar este așa proces. Nu, nu, că trebuie new drive, da? Și fără side byte. Fără asta? Așa, deci 1024. Cred că trebuie să aibă o anumită valoare aici, pe partea asta din VHD. Eu recunosc că am... Cu new VHD. New minus VHD. Ce două puncte... Test 2. Cred că, de fapt, problema este că n-am creat directorul înainte și o să fac aici o mică șmecherie. Pentru că, ah, ba, da, pe ăsta l-a creat. Test 2 și să zicem test2.vhd. Și aici, ca și commandlet... A, era simplu. Atunci, nu, pune... Hai să ne uităm în help. Nu, nu, pe mine nu prea. Dar eu am pus parametru. Deci, dă e elementul. Și dă e subiectul sus aici, dă minus size și dau tab. Așa, spațiu 10 după. În sfârșit. Ok, învățăm PowerShell. Da, deci eu am testat astea pe un 2008R2 cu modulul ăla care era din cod Plex și de atunci n-am mai verificat dacă mai merge și pe 2012. Un aspect aici, mă rog, un pic unrelated, o chestie faină care au introdus-o în 2012 și care în sfârșit merge, e update help. Din PowerShell, intri în PowerShell în linie de comandă ca cu privilegii de administrator, deci cu run as admin. Dacă dai update help, îți updatează help-ul pentru toate comenzile PowerShell, pentru toți parametrii, dacă vrei să vezi tu informații, că poți să vezi exemple de parametri, să detalieze ce face fiecare parametru, îți dă exemple, fiecare comandă de genul ăsta are, are parametrii, îți descrie la unele mai în detaliu, la altele nu mai spune că uite asta e. Plus mai este editorul ăla integrat, care are și help-ul și îți arată parametrii. Da. Da, e Integrated Scripting Environment. Ok, deci, într-adevăr, dacă vrem să vedem pentru fiecare dintre comenzi ce, de exemplu, exemple, avem cu minus detailed și atunci, practic, ne dă el detaliile. Bun, și acum ar trebui să, să meargă și partea de copiere, de creare de mașină virtuală. În momentul ăsta folosesc VHD-ul existent și o leg la external network și acum s-a configurat corespunzător. Toată asta merge cu setările default și acum vedeți aici că am mașina virtuală creată și dacă mă duc la setări, avem, este legată la discul pe care l-am creat anterior. În rest, toate celelalte sunt setările default și bineînțeles că atunci când dau comanda new minus VM, sunt mult mai mulți parametri pentru acest
pentru acest command let. Deci, și bineînțeles că trebuie să văd ce proprietăți sunt acolo. De fapt, pot face managementul în întregime la Hyper-V și la toate mașinile virtuale din PowerShell, ba chiar unele capabilități, cum ar fi partea de configurare de switch-uri sau partea de metering, sunt suportate numai în PowerShell, deci nu le-am expuse în consola Hyper-V Manager. Da, și trebuie să știi exact cum să le activezi. Partea de metering, de exemplu, cea care ține utilizarea, el le ține niște fișiere XML unde e și mașina virtuală. Și dacă migrezi mașina virtuală, informațiile legate de usage, de bandwidth, de storage și așa mai departe, se migrează cu mașina virtuală în noua locație. Așa că dacă tu pe nou server unde ai făcut un live migration, ai mutat tot, vrei să te uiți mașina asta cât bandwidth a consumat, vei avea în continuare informațiile respective, fiindcă ele călătoresc, dacă vreți, cu restul fișierelor de configurare a mașinii virtuale. Cu condiția ca hostul țintă să suporte și el acele extensii, că s-ar putea să nu fie asta. În momentul când în SCVM se face placement, se determină de obicei un host care suportă cerințele care au fost specificate la mașina virtuală, dacă are aceleași capabilități. Ok, asta a fost primul demo. Acum, practic, dacă ar fi să facem o trecere în revistă a acestui modul, care ar fi alea 5 atribute care spune că le avem pentru un private cloud? Își mai aduce aminte cineva? Deci, în primul rând, resursele sunt partajate. Pe urmă, avem metering. Da? Nu le iau într-o ordine corespunzătoare, dar așa. După care este self-service, adică utilizatorii să servesc. Avem elasticitate. Da? Și care mai era una? Că am uitat. Anyway, ne uităm la înregistrare după aia. Câte core-uri de procesoare pot fi folosite de Hyper-V în Windows Server 2012? Core-uri fizice. Nu era 512, 320. 320. Și câte procesoare virtuale pot asigna la o mașină virtuală? 64, cu condiția să existe pe host. Și aici aveți câteva resurse suplimentare legate de deci pe Virtual Academy găsiți așa numitele jumpstarts. Există un Hyper-V jumpstart foarte bun, care explică mult mai în detaliu partea asta de ce noutăți sunt în Hyper-V în Windows Server 2012. Sunt vreo 8 prezentări. Deci dacă aveți curiozitatea, le se pot downloada și puteți să vă uitați, sunt tot așa înregistrări video. Și după aia despre capabilitățile din Hyper-V în Windows Server 2012 și există un blog Private Cloud în care sunt furnizate tot felul de informații despre platformele de virtualizare de la Microsoft. Cam asta a fost prima prezentare. Mulțumesc mult, luăm o pauză și după care revenim și discutăm despre partea de failover clustering.